Luna aceasta, Moldova va cumpăra gazul la un preț mai mic față de ianuarie și februarie. Anunțul a fost făcut de șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban. Dacă în ianuarie țara noastră a cumpărat gazul cu 647 de dolari pentru 1000 de metri cubi, iar în februarie cu 560, în martie acesta va fi de 547 de dolari. Diferențele vor fi utilizate pentru acoperirea devierilor financiare ale companiei. Pe pagina sa de Facebook, șeful Moldova Gaz a scris că prețul de achiziție calculat preventiv al gazelor naturale furnizate de Gazprom către Moldova Gaz va constitui în luna martie 2022 547,26 dolari pentru 1000 de metri cubi, reieșind din formula de calcul a acestuia inclusă în contractul în vigoare. Vadim Ceban mai susține că Moldova Gaz va depune toate eforturile pentru a achita în termenii stabiliți și integral livrările curente și astfel se va garanta neîntreruperea acestora. El nu a precizat însă în ce măsură se va reflecta acest lucru în facturile consumatorilor finale. Anterior, vicepremierul Andrei Spânu a menționat că tariful ar putea fi revizuit doar în martie în funcție de prețul de achiziție. Am menționat un pic mai devreme că vedem care este tendința și s-ar putea ca pentru facturile din luna martie să avem un tarif mai mic. Împovărați de costurile uriașe ale facturilor la gaz și încălzire și de creșterea prețurilor, oamenii așteaptă ca autoritățile să reducă prețurile. Обязательно должны упасть, потому что раз закупка упала, то естественно это, по-моему, на естественный процесс, то есть должно меньше для потребителя быть цена. Должен, но они этого не сделают. Почему? Ну почему? Потому что невыгодно государству это. Так что, что мы как будто не знаем, что они делают все, что им было будет выгодно. Я же пенсионерка с малой пенсией, поэтому мне, конечно, бы хотелось, потому что мне не хватает. Должен упасть, раз нам дешевле дают, но видишь, они же поднимают по своей системе, не мы решаем. Echipa Primul în Moldova a încercat să afle de la Agenția Națională de Reglementare în domeniul energiei dacă reducerea prețului de achiziție ar duce la o micșorare a tarifelor, dar secretarul de presă al agenției a sugerat redirecționarea acestei probleme către Moldova Gaz. Acolo au făcut trimitere la o postare anterioară a lui Vadim Ceban, care a menționat că în tariful aprobat la 28 ianuarie nu au fost incluse toate devierile financiare ale Moldova Gaz, care constituie peste 2 miliarde de lei. Astfel, reducerea prețului de achiziție va fi utilizată pentru acoperirea acestora. Menționăm că la 28 ianuarie Andrei a decis majorarea tarifului la gazele naturale furnizate consumatorilor final de la 11 lei și 8 bani la 15 lei și 18 bani. Noul tarif se aplică retroactiv de la 1 ianuarie. În ianuarie, prețul de achiziție pentru Moldova a fost de 647 de dolari la 1000 de metri cubi, iar în februarie de 560 de dolari.